Bun găsit în culisele psihologiei, sunt Mihaela Gherca. Astă seară vom vedea cum putem trăi bine, cum putem fi bine noi cu noi, dar și cu ceilalți, în pandemie. A trecut ceva vreme de când anxietatea noastră este pusă la încercare, dar și de când suntem copleșiți de emoții negative, incertitudine, frică, nesiguranță. Nu știm mâine cum va fi, nu știm cum este, nu știm cum sunt multe lucruri care fac parte din viața noastră de zi cu zi. Iar pentru a învăța să fim bine noi cu noi și în pandemie, a venit pentru prima dată în culisele psihologiei Dora Robu, psihoterapeut integrativ. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Mă bucur că ești alături de noi și că poți să ne însoțești în a ne gestiona anxietatea generată de pandemie. Înainte aș vrea să te rog să ne spui câteva cuvinte despre tine, ca și psihoterapeut integrativ. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc eu pentru invitație. Mă bucur să fiu aici alături de voi. În ceea ce privește practica în cabinetul meu de psihoterapie, tot timpul consider că e o onoare când am șansa să povestesc despre asta, pentru că văd psihoterapia ca pe o meserie care aduce onoare în viața profesionistului care o practică. Am practicat și practic în continuare psihologia și în cadrul organizațional, dar în urmă cu 4 ani am decis să pun bazele cabinetului de psihoterapie și să încep o formare în psihoterapie integrativă și să încep să lucrez în cabinet cu clienții care dintr-un motiv sau altul ajung să fie ai mei. Frumos spus! Meseria este frumoasă și oamenii care aleg să se cunoască pe ei înșiși și să-și răspundă la întrebări care poate, iată, le macină zilele și clipele liniștite, sunt și mai frumoși. Mă bucură cu atât mai mult că ești în seara aceasta alături de noi și ești pentru prima dată în culisele psihologiei. Aș vrea să te întreb, de ce ne crește anxietatea de fapt în pandemie? Anxietatea alături de sentimentul de frică fac de altfel parte din viața noastră de zi cu zi. În mare parte din activitățile pe care noi le întreprindem zilnic, ajungem să trăim mici momente de teamă, cu precădere atunci când vorbim despre evenimente importante în viețile noastre, da? Atunci când dăm un examen, când urmează să ne căsătorim, când ne mutăm într-un loc nou, când ne schimbăm jobul, când, iată, rămânem fără job, cum poate că mulți dintre cei care ne ascultă în această seară au pățit în perioada aceasta. La un anumit nivel, să trăim toate aceste emoții poate să fie chiar sănătos. Frica nu este un dușman pentru noi. Și ne poate fi chiar un prieten de nădejde, pentru că la bază ea ne ajută să avem acest instinct de autoconservare, poate fi un factor motivator pentru a îndeplini sau a finaliza anumite sarcini pe care le avem și pe care poate uneori le amânăm. Însă atunci când anxietatea este prezentă zi de zi, în orice moment, indiferent de contextul în care ne aflăm, ea devine sau poate să se transforme într-o tulburare, o tulburare anxioasă. Există multe tipuri de tulburări anxioase. În general, ele sunt însoțite de atacuri de panică, atacuri de anxietate și ne debilitează viața. Și atunci când provoacă suferință, iată că ajungem să o trăim la cote alarmante. Însă putem trăi anxietatea aceasta la cote ridicate și totuși să fim funcționali. Cu siguranță. Cum ar fi să ne autogestionăm astfel încât să nu ajungem să devenim
disfuncționali, da, și să dezvoltăm, de fapt, o tulburare. Pentru că în pandemie, așa cum spuneam și la început, anxietatea noastră este stimulată. Fără să vrem, fără să facem nimic, pur și simplu, simpla întrebare, ok, poate m-am infectat sau m-am dezinfectat bine sau, nu știu, întrebări care țin efectiv de sfera aceasta, da? Ne cresc anxietatea aceasta. Și poate că ar fi să privim, din punct de vedere psihologic, da? Ce mecanisme, cum ar fi să fim, să gândim în perioada aceasta, astfel încât să rămânem totuși în sfera normalității și să avem o anxietate pe care noi ne putem gestiona. Ce se întâmplă în această perioadă a pandemiei este o suprastimulare. E ca și când atunci când încerci să duci un teanc de farfurii dintr-o parte în alta, cineva vine și îți pune deasupra un pahar prețios de cristal și dintr-o dată nu mai ești sigur că poți să jonglezi cu ce ți s-a dat în mâini. Și apare acest mecanism al îngrijorării. Cumva credința noastră este că dacă ne facem griji pentru ceea ce urmează să vină, dacă creăm scenarii despre ceea ce urmează să ni se întâmple, dacă căutăm în exteriorul nostru reasigurări constante că ceea ce facem, facem bine, sau nu știu, poate dacă amânăm decizii pentru că asta ne permite totuși să stăm într-o stare de certitudine, transformăm asta într-un mecanism, dar el nu este un mecanism adaptativ, este un mecanism care ne împiedică să și ne bucurăm de prezent. Noi nu ne dăm seama conștient că suntem de fapt în cercul acesta unde anxietatea noastră este restimulată. Exact. Rămânem pur și simplu într-o cutiuță în care efectiv ne ciocnim din nou și din nou de pereți care nu fac altceva. E ca și cum atunci când atingi un perete al cutiuței, mai apare o întrebare, mai este generată o întrebare, o îndoială, o nesiguranță. Este un conflict interior foarte vechi acesta între certitudine și incertitudine. Noi, ca ființe umane, suntem programați să căutăm certitudinea, siguranța. Asta ne asigură evoluția. În momentul în care în exteriorul nostru ne lovim de foarte multe incertitudini, ceea ce se întâmplă de altfel și zi de zi, doar că acum, așa cum spuneam, este o suprastimulare, se întâmplă un eveniment la nivel global, încă există foarte multe întrebări fără răspuns. Cum facem cu ele? Cum o să arate viața de acum încolo? Ce se va întâmpla cu noi? Din păcate, acestea sunt întrebări care pentru o bună perioadă de timp vor rămâne deschise, deoarece suntem încă în plină perioadă de adaptare. Dacă m-aș gândi așa la asta ca un traseu, cred că abia acum suntem la începutul perioadei de adaptare, de fapt. Până acum am acționat pompieristic. Noi toți am înțeles că există o urgență pe care trebuie să o conținem. Ca drept urmare am fost colaborativi, am respectat recomandările autorităților, am stat în izolare, am început să purtăm măști, am început să folosim un dezinfectant, să fim mai atenți la oamenii cu care interacționăm, cât de aproape stăm unii de ceilalți. Toate astea au fost măsuri luate în stare de urgență. Urmează să vedem cum vor arăta viețile noastre, blocurile noastre de muncă, interacțiunile cu ceilalți în lunile ce vor urma și poate chiar și în anii ce vor urma. Cu siguranță că cei care fac cercetare au deja câteva ipoteze lansate despre cum o să arate viața post 2020, iar noi toți ceilalți vom fi martori active ai acestui proces. Și poate chiar vom reuși să ne numim norocoși, pentru că totuși orice circumstanță dificilă vine și cu o lecție foarte importantă, foarte valoroasă, și așa cum nouă ne place să-i auzim pe bunicii noștri povestind despre cum au depășit etape foarte grele, cu siguranță că și noi o să povestim despre asta și atunci vom fi cei înțelepți. Și cum ar fi să putem povesti, poate cu umor, despre toată perioada aceasta și cum ar fi totuși să
ce înseamnă de fapt adaptare și faptul că m-am adaptat de fapt acestei perioade și că eu reușesc să fiu bine cu mine în perioada aceasta. Cum pot să facă? Până la urmă, noi toți asta căutăm. Să fim fericiți, să fim bine, că există pandemie, că nu există, orice altceva ar putea exista. Cum facem să fim bine? Există o căutare constantă, poate, a controlului. Da, într-un final, ce putem să controlăm, de fapt, suntem noi înșine. Doar pe noi înșine ne putem controla, în realitate. Și atunci, toate mecanismele de adaptare despre care noi vom povesti acum se vor orienta către interior. Către noi înșine, către modul nostru de a gândi și de a ne raporta față de această situație. Cred că în primul rând este important să acceptăm prezentul așa cum este el și mai mult decât atât să trăim în prezent. Deoarece mare parte din gândurile noastre și din scenariile noastre negative se îndreaptă foarte mult către viitor și avem tendința să ne mutăm mental cu totul în viitor și ne răpim bucuria de a trăi totuși în prezent, de a ne bucura totuși de ce avem așa cum avem, deși cu siguranță e de înțeles că pentru unii dintre noi e foarte dificil să găsească acum motive de a zâmbi, dar aminte de a fi fericiți. Însă, dincolo de asta, este foarte important să ne uităm către emoțiile noastre, cum simțim în interiorul corpului nostru tot acest stres, dezamăgire, frustrare, îngrijorare, pentru că ajungem foarte ușor și foarte rapid să nu putem dormi noaptea, să nu putem mânca, să nu ne putem concentra la absolut nimic și să lăsăm orice oportunitate sau surpriză frumoasă pe care viața, iată, ne poate oferi tot din incertitudine să treacă pe lângă noi. Cred că e totuși important să ne oprim o secundă în prezent și să găsim soluții, să ne concentrăm pe ce putem face și nu doar pe ce nu putem face. Ca și tehnică de a a-mi aduce mintea în prezent, cum pot să fac asta? Prin ce aș putea totuși să țin mintea aici în prezent? Știm că e în natura minții să zboare în viitor, în trecut, oriunde, mai puțin să fie prezentă. Însă știm totodată că există anumite tehnici, metode, exerciții, da, pe care dacă le facem, ne educăm mintea astfel încât să rămână conectată la prezent, iar noi să reușim astfel să ne bucurăm de ceea ce viața ne aduce. Ne poți da un exemplu? Îmi vine acum în minte un exemplu care poate o să pară banal și poate că auzim deseori în jurul nostru această recomandare. Însă o tehnică foarte simplă pe care fiecare dintre noi o putem face absolut oriunde ne aflăm este aceea a respirației. E foarte important să ne amintim să respirăm. Să respirăm toracic, da? Nu doar în stomac, să respirăm până în partea inferioară a corpului nostru și să respirăm pe 4 timpi. Inspirăm 4 timpi, ținem respirația 4 timpi și expirăm pe 4 timpi. Putem repeta exercițiul acesta chiar de 2-3 ori până când simțim că în organismul nostru lucrurile au revenit în echilibru și putem să ne accesăm din nou rațiunea și să fim din nou în controlul a ceea ce trăim. Practic este un exercițiu de respirație conștientă. Da. Care ne eliberează mintea, da, de trecut, de viitor și reușește să se conecteze cu ceea ce avem. Și să se conecteze prezent la corp, da. Foarte și să desuităm. Ne aducă, într-adevăr, să ne aducă în contact cu ceea ce noi simțim și cred că ar fi interesant să faceți acest exercițiu și chiar să ne dați un feedback, să ne spuneți cum a fost după ce ați făcut acest exercițiu de conștientizare a respirației. Cum vedeți lumea, de fapt, că pare a fi altfel? Poate să fie și frumoasă. Și este. Pe lângă acest exercițiu de respirație conștientă,
că este un prim pas în a fi prezenți în viața noastră prin a fi conștienți de respirații. Ne mai recomanzi și altceva? Cred că un pas următor în momentele în care simțim că deja este prea mult, totul este prea mult în jurul nostru, ar fi să ne amintim că, deși suntem poate în izolare, în continuare în unele părți din țară, poate unii dintre noi stau în continuare singuri în locuințele lor, să ne amintim totuși că nu suntem singuri, că putem apela mai departe la ajutor specializat, astfel încât să putem descoperi în profunzime care sunt mecanismele individuale de adaptare la acest context în care ne aflăm, dincolo de cele generale. Au existat și există în continuare chiar și programe create de psihoterapeuți. Am fost și sunt în continuare voluntară în cadrul unuia dintre aceste programe creat de Institutul Român de Psihoterapie Integrativă. Prin cadrul acestui program puteți apela la o linie telefonică și discuta cu unul dintre specialiștii institutului despre îngrijorările pe care le aveți generate de această perioadă. Cred că un al doilea pas este acesta, de a lua contact cu ceilalți, de a verifica cu realitatea ceea ce trăim și de a nu uita că totuși facem parte dintr-o comunitate. Foarte frumos spus, că nu suntem singuri și e destul de important să ne conectăm unii cu ceilalți, deși suntem la distanță, putem face lucrul acesta datorită tehnologiei. Iată cum și tehnologia, în sfârșit, are avantaje foarte mari și ne bucurăm că putem face lucrul acesta într-un context ca acesta al pandemiei. Vom lua o scurtă pauză de publicitate și vom reveni. Dragii mei, am revenit în culisele psihologiei. Vă reamintesc că alături de mine este Dora Robu, psihoterapeut integrativ, iar tema emisiunii de astăzi, anxietatea în pandemie. Învățăm să trăim bine în pandemie, pare ireal, însă putem să reușim să ne bucurăm de micile lucruri sau cred că dacă fiecare privește către sine, poate vedea că în pandemia aceasta a făcut lucruri pe care poate înainte le făcea foarte rar sau aproape deloc și reușim de fapt să găsim bucurie și în lucrurile acestea. Spuneai, Dora, înainte de publicitate, vorbeai despre proiectul în care tu ești voluntar. Aș vrea să te întreb dacă poți să ne dai exemplu, un exemplu, o persoană care a sunat și pentru ce a sunat? Sigur. Da, și tu spuneai ceva despre tehnologie, ce mie mi-a rămas în minte. Cred că în perioada aceasta a fost o unealtă extraordinar de folositoare. Și cred că toți cei care au putut să lucreze de acasă în perioada aceasta s-au bucurat foarte mult de internet și toate platformele de întâlniri care au apărut sau care au devenit din ce în ce mai în vogă. Eu pot să spun aici că am descoperit că pot să muncesc de oriunde, de fapt. Am o profesie care poate fi practicată cu succes în mediul online, ceea ce până în pandemie nu am știut. Nu mi-imaginam că aș putea vreodată să fac terapie în altă parte decât doar în cabinet și cu persoana în față. Și iată cum descoperim lucruri noi despre noi în perioada aceasta. Exact. Și dacă înainte noi, terapeuții, vedeam utilizarea gadgeturilor și a mediului online oarecum ca pe un inamic și încercam să diminuăm timpul petrecut și să diversificăm cât de mult, iată cum dintr-o dată, de fapt, s-au găsit beneficii și în partea aceasta. Într-adevăr, recomandările noastre în continuare sunt acelea de a diversifica. Dacă ne-am mutat cu jobul acasă și să ne petrecem foarte mult timp în mediul online, poate că ar fi partea de divertisment, de recreere, să fie în aer liber sau din alte surse, sub altă formă și nu tot așa, pentru a compensa un pic echilibrul nostru. Exact, exact. Ca să revin la întrebarea ta, recunosc că am furat puțin timp ca să mă gândesc la un caz pe care să-l aleg, la o persoană care m-a sunat în toată această perioadă. Cred că ți-a fost greu să te decizi. Cu siguranță
fiecare caz în parte este special și exact, cu o poveste aparte și nu sunt niciunul seamănă cu altul. Exact. Da. Da. Am ales totuși una dintre primele persoane care m-a sunat, pentru că perioada aceea de început a pandemiei are o specificitate aparte. Și pe care tu ai simțit-o din conectarea aceasta telefonică. Exact. Da, da, da. Cred că noi toți eram atunci într-un context foarte nou. Iată că acum câteva luni mai târziu putem deja să spunem că am învățat câte ceva din contextul respectiv, ca drept urmare ne adaptăm, uneori poate fără să ne dăm seama. Era o tânără, m-a sunat o tânără care la momentul respectiv nu avea posibilitatea să lucreze de acasă. Ea trebuia să meargă în continuare la birou. Nu era pe atunci foarte clar nici care să fie măsurile care să se ia la birou. Se dezbătea foarte mult, să fie dezinfectant, să fie măști, să nu fie. Nu exista o obligativitate încă la momentul respectiv. Ea locuia împreună cu soțul ei și cu părinții ei. Soțul ei nu era în țară la momentul respectiv, dar părinții da. Din fericire, ei nu erau obligați să meargă la muncă, erau deja la vârsta pensionării și puteau rămâne acasă. Însă grija ei venea din faptul că ea este cea care ia contact cu exteriorul și ar putea să ia virusul și prin intermediul ei să îi îmbolnăvească pe cei dragi. Discutându-se foarte mult la momentul respectiv că oamenii, persoanele mai în vârstă sunt cele mai vulnerabile în fața virusului. O teamă, iată, fundamentată, aflată în plină incertitudine și cu foarte multe întrebări fără răspuns. Am discutat cu ea efectiv despre această responsabilitate pe care ea o simte față de cei din jur. Am discutat despre câteva tehnici de relaxare, astfel încât să se poată deconecta totuși când ajunge acasă, de stare, da? De starea de la birou, de starea din exteriorul casei. De vinovăție. De vinovăție, de întrebarea și dacă. Și dacă eu mă îmbolnăvesc, și dacă ei se îmbolnăvesc, și dacă ce o să facem atunci, ce o să se întâmple cu noi. Am discutat despre opțiunile medicale existente, le-am pus pe hârtie efectiv împreună. De multe ori atunci când intrăm în panică tindem să credem că nu avem altă opțiune, că nu avem opțiuni de fapt, că o să rămânem blocați în momentul ăla. Este o reacție la frică, exact. Da? Putem rămâne blocați și exact. Nu mai găsim soluții. Ei bine, spre finalul discuției noastre deja avea un plan de bătaie. Și înțelesese că totuși este în controlul ei cu cine ia contact, cum va proceda atunci când ajunge acasă, da? Cum va proceda cu lucrurile de pe ea, ce dezinfectant să folosească, care este linia de urgență în cazul în care totuși vor apărea simptome, cum să procedeze în așa fel încât interacțiunea dintre ea și părinții ei să fie minimă. Cred că cel mai important lucru pe care l-am înțeles în perioada aceasta este că inamicul numărul 1 al anxietății este informația. Informația sănătoasă, coerentă, corectă și completă. Acolo unde nu există informație sănătoasă și unde lipsește știința sau unde lipsește statistica, unde lipsesc datele, panica își face foarte ușor loc, foarte rapid, și se răspândește printre noi toți cu o viteză uimitoare. Și realitatea este că zilnic suntem bombardați de tot felul de informații, unele reale, altele mai puțin reale. Cum ar fi să gestionăm informațiile acestea care vin către noi? Ce să luăm, cât să luăm, cât ne folosește? Corect. Cred că e una dintre întrebările cele mai dificile. Pentru că, din păcate sau din fericire, ce să zic, e și asta o realitate la care trebuie să ne adaptăm, există foarte multă informație în jurul nostru, de foarte multe feluri. În general, oamenii se împart în tabere, apropo de această dezbatere foarte de actualitate între cei care cred în existența virusului și cei care nu cred în existența virusului. Și evident, atunci când ne împărțim în tabere, vom genera informații diferite în funcție de ceea ce credem și în funcție de ceea ce susținem. Dar totuși,
întoarcerea către noi, despre care povesteam și puțin mai devreme, concentrarea pe nevoile noastre, pe stările noastre, pe prezentul nostru, ne poate ajuta să facem diferența între ce ni se potrivește și ce nu ni se potrivește. Și mai mult decât atât, cred că o practică foarte recomandată este să verificăm sursele a ceea ce citim, a ceea ce auzim și poate uneori a ceea ce vedem. Pentru că, apropo de tehnologie, e foarte ușor totuși astăzi să modificăm absolut orice imagine, absolut orice înregistrare, absolut orice articol sau orice interviu pe care îl vedem și pare să fie atât de adevărat și real. Nu este întotdeauna așa și asta ne poate afecta foarte mult. Însă avem această capacitate minunată umană de a discerne. Și fiecare să ia ce îi se potrivește și ce îl ține oarecum într-o stare de bine. Da, poate că ar fi să mai înfrânăm puțin unele știri sau, nu știu, informații cu o încărcătură negativă foarte mare. Exact. Și atunci mă întreb, înfrânarea aceasta, cum o putem face? Dacă eu nu mă pot opri, pur și simplu, toată ziua accesez și caut informații. Nici nu-mi dau seama de fapt că fac asta. Pur și simplu, poate la un moment dat observ că, uite, toată ziua m-am uitat la știri. Ce mecanisme pot să folosesc sau prin ce metode pot eu să mă controlez aici în am filtrat totuși informația, pe lângă discernământ. Tu ai punctat foarte bine. Însă, până ajungem acolo la așa o conștientizare, poate că ar fi să folosim tot așa ceva tehnici, metode care ne ajută să punem stop atunci când este cazul. Într-adevăr, există această tendință de ruminare a informației, conștientă sau inconștientă, voluntară sau involuntară, pentru că de multe ori poate noi vrem să ne izolăm de anumite informații, dar totuși trăim într-o imposibilitate de a face asta, deoarece subiectul pandemiei este foarte de actualitate și stând la coadă la cumpărături e posibil să te pui la curent cu știrile dacă n-ai făcut-o deja acasă. Totuși, tendința noastră de a rămâne în această agonie nu este absolut deloc sănătoasă, nici pentru noi, nici pentru cei din jur, și ne fură foarte mult timp. Și atunci, recomandarea ar fi să ne întoarcem către activitățile care ne făceau plăcere și înainte de pandemie și să ne ținem totuși de un program cât de cât structurat. Apropo de copiii până în vârsta de 2 ani, nu ar trebui poate să petreacă atât de mult timp în fața ecranelor. Cred că e valabil și pentru adulți și cred că ne putem construi un program în așa fel încât să avem un timp alocat informării, un timp alocat relaxării, un timp alocat exercițiilor fizice care nu ar trebui să lipsească în nicio perioadă și cu precădere în perioada aceasta, deoarece există o legătură foarte puternică între corp și minte și echilibrul trebuie să fie de ambele părți ca să putem fi într-o stare de sănătate. Și o chestiune foarte interesantă este și cea care ține de alimentație. Cred că în perioada aceasta mulți dintre noi ne-am descoperit talentul de a găti și de a ne găti propriile mese. E important să ne ținem totuși de a fi sănătoși în continuare, de a avea o dietă sănătoasă și echilibrată, de a dormi suficiente ore pe noapte, de a face exerciții fizice, de a face lucruri care ne fac plăcere. Iar studiile care au fost făcute în perioada aceasta arată că a crescut consumul de alcool. Exact, da. Și nu numai, ci și scenele de violență domestică. Chiar citeam de curând un articol despre asta. Din păcate, mecanismele de adaptare sunt întotdeauna de cel puțin două feluri. Dacă unii dintre noi profităm de timpul pe care îl avem ca să citim sau în sfârșit acum să ne plimbăm prin parc pentru că avem totuși voie, bineînțeles respectând regulile de rigoare, pentru alții este foarte dificil, însă totuși tind să cred că mecanismele lor de adaptare
aveau o conotație negativă și înainte, și de dinainte, de pandemie, însă în perioada aceasta s-au accentuat. Se întâmplă asta și în ceea ce privește crizele mai dese și scenele mai dese de violență în familie. E clar că nu este întotdeauna confortabil să petrecem atât de mult timp în prezența altor persoane. Pentru unii dintre noi poate să fie foarte dificil. Asta totuși nu scuză comportamentul. Este în regulă să simțim emoțiile pe care le avem, care sunt naturale, este recomandabil să ne prietenim cu ele, indiferent că sunt din cele văzute ca fiind pozitive sau din cele negative. Însă comportamentul și modul în care acționăm deja ține de o altă sferă. Deci să consumăm alcool în exces sau să îi lovim pe cei apropiați a fost, este și va fi întotdeauna un comportament disfuncțional care clar în acest context în care ne aflăm este și el accentuat ca și acea anxietate pe care poate unii dintre noi nu o trăiam înainte de pandemie, dar acum am descoperit că o avem. Suntem conștienți de ea. Suntem conștienți de ea, exact. Înainte de a vorbi despre mecanismele de adaptare, ai spus tu mai devreme că ar fi să ne conectăm la nevoile noastre. Care sunt nevoile noastre, de fapt? Cum facem diferența între ceea ce eu îmi doresc, între dorințele mele, între ceea ce vreau la nivel cognitiv și, de fapt, ce am eu nevoie? Da, e o diferență între nevoie și dorință, clar. Și de, cred că deseori confundăm una cu alta. Nevoile sunt de mai multe tipuri. Cred că în perioada aceasta am simțit poate un șoc în nevoile acelea de bază, de a avea unde dormi, de a avea ce mânca, de a putea respira un aer fără un virus atât de periculos în el. Dincolo de aceste nevoi de bază, există nevoia de acceptare, spre exemplu, care este o nevoie evolutivă, căutăm asta, ne dorim să fim integrați și să fim acceptați. Din nou, perioada de pandemie vine și aici cu schimbări, deoarece am simțit în perioada aceasta o distanțare între noi și ceilalți, o lipsă de socializare și impactul se resimte, fiindcă nu suntem construiți să nu comunicăm, să nu ne vedem, să nu ne îmbrățișăm. Și limitele acestea au venit și cu suferință. Dar nevoile, într-un final, cele mai importante, de altfel, sunt cele individuale. Este ușor să le accesăm. Este important doar să ne luăm poate câteva minute în programul nostru de relaxare pe care ar fi să-l avem mai des decât se întâmplă uneori și să ne gândim la nevoile pe care le avem pe termen lung. Da? Diferența între nevoie și dorință este dată și de această componentă a timpului. Pentru că atunci când ne dorim ceva, este posibil să ne dorim imediat un lucru, dar să nu avem neapărat nevoie de el. Adică eu pot dori o rochie foarte frumoasă de la magazin, dar nu am nevoie neapărat de ea. Și atunci fac diferența între ce am nevoie ca să trăiesc și să fiu în echilibru și ce îmi doresc ca să, nu știu, poate să mă facă să mă simt mai frumoasă într-o zi sau știu eu cum. Deci e important să facem diferența aceasta între nevoie și dorință și apoi să ne le înșirăm pe o foaie, măcar 5 nevoi. Poate că ar fi să facem referire puțin la piramida lui Maslow. Sau da. Telespectatorii să-și ia ca reper nevoile din piramida aceea, că noi dacă începem să explorăm, schimbăm tematica emisiunii și astăzi nu vorbim despre nevoile noastre, ci despre cum să fim bine, da, practic, da. În această pandemie. Este un subiect bogat acesta al nevoilor. Într-adevăr, Maslow a sintetizat foarte bine în piramida lui structura nevoilor umane. Ne putem clar inspira de acolo. O găsiți pe internet. E un simplu search. E foarte populară.
Și cu siguranță la un moment dat vom avea și o emisiune cu tematica aceasta, e cu nevoile noastre. E important să le știm și da, să ne conectăm la ele. Exact. Aș vrea acum să vorbim puțin despre mecanismele acestea de adaptare, că ai tot precizat de când am început emisiunea, că unele sunt sănătoase, unele sunt nesănătoase. Cred că ne-ar fi de ajutor să identificăm câteva mecanisme nesănătoase ca noi, să știm că ok, ar fi să privim la mecanismul acesta și să vedem cum facem să fie unul sănătos, să-l schimbăm cu unul sănătos, să aibă loc o schimbare în viața mea care să mă ducă într-o altă direcție. Mm-hmm. Cred că așa pe parcursul discuției noastre am mai enumerat dintre ele, dar ceva despre care nu am discutat, spre exemplu, ar fi negarea. Negarea este un mecanism pe care deseori îl folosim în foarte multe circumstanțe. Cred că acum, în contextul în care ne aflăm, ce a fost foarte un leitmotiv al negării este: mie nu mi se poate întâmpla. E un mecanism foarte periculos. Freud spune că, într-una din teoriile sale, că în inconștientul nostru noi suntem nemuritori și ne este foarte greu să acceptăm că ceva ar putea să ni se întâmple și noi să dispărem. Ce e asta? Ar duce la o anulare de sine. Însă, cu toate acestea, suntem totuși vulnerabili și este important să acceptăm prezentul și contextul în care ne aflăm, nu să îl negăm. Deci așa, dacă ar fi să le pun în opoziție, ar fi negare versus acceptare. Am mai discutat și am mai povestit puțin despre îngrijorare ca mecanism prin care noi încercăm să controlăm ceea ce urmează să ni se întâmple. Ca și variantă pozitivă a îngrijorării, m-aș duce către orientarea și găsirea de soluții. Da, pot pune întrebări în legătură cu ceea ce urmează să mi se întâmple, însă realitatea este că nu voi putea controla în totalitate acest viitor. Și atunci ar fi să mă duc către soluții și să văd care sunt opțiunile pe care le am la îndemână, ce pot eu face, cum pot eu interveni în acest scenariu pe care eu însă mi-l creez, astfel încât el să fie unul pozitiv. De altfel, mare parte din scenariile pe care noi ni le creăm ajung să nu se întâmple niciodată. Și atunci, ele pozitive sau negative. Exact. Și atunci este o energie care se risipește acolo. E o informație care pur și simplu pică pe jos, pe lângă noi. Și poate că ar fi ca telespectatorii să privească puțin la scenariile acestea și să vadă că de cele mai multe ori ele sunt doar în mintea noastră. Exact. Cam multe dintre gândurile noastre, de altfel. Cineva foarte drag mie mi-a și spus la un moment dat, având o discuție, că, hei, tu înțelegi că gândurile tale sunt doar în mintea ta și că până când tu nu le scoți acolo, ele nu vor fi auzite niciodată. Da, e important să realizăm asta. Și e important să realizăm, dincolo de asta, că cei care controlează scenariile suntem totuși noi. De multe ori avem tendința de a ne pune într-o poziție de inferioritate, că nu vom putea face față, că prin aceste mecanisme de a căuta în exteriorul nostru siguranță și certitudine, ne pregătim mai bine pentru ce e mai rău. Noi ne pregătim pentru ce e mai bine și nici nu ne punem problema că am putea chiar să avem succes și să fim echilibrați în perioada aceasta și cum ar fi să nu lăsăm panica să domine toate aspectele vieții noastre și să ne restăpânim pe noi înșine. Și cum ar fi să ne facem și scenarii pozitive? Ok, e natura minții să gândească negativ. Bun, asta am înțeles, luăm scenariul ca atare. Dar haideți să-l rescriem și pe pozitiv și să vedem cum vă simțiți, de fapt. Să vă conectați la ceea ce simțiți, să vedeți diferența. Când scenariul este negativ, starea este negativă. Când scenariul este pozitiv, starea se modifică și automat și dispoziția este una plăcută și încărcată cu emoții pozitive. Chiar ar fi un exercițiu interesant să-l faceți și să priviți puțin, să vedeți cum sunteți, de fapt. Corpul nostru funcționează ca un senzor de alarmă, oricum, și este foarte sensibil, doar că rare ori îl ascultăm. Dar da, foarte mare dreptate ai atunci când spui că e important să fim atenți la ce simțim,
deoarece atunci când proiectăm un scenariu negativ, corpul nostru de cele mai multe ori simte o tensiune, apare, nu știu, senzația de gol în stomac, dureri de cap, insomnii. Mai mult decât atât, atunci când avem un atac de panică, e ca și cum toate alarmele din corpul nostru piuie pe undeva. Însă este doar o reacție naturală a corpului la frică și este modul prin care el încearcă să ne semnaleze că ceva e în neregulă și încearcă să ne ajute. În egală măsură, atunci când ne punem în scenarii pozitive, corpul nostru, da, se relaxează, respirăm mai ușor, inima își reglează bătăile și dintr-o dată și noi ne simțim mai încrezători că vom putea să fim bine și că ține foarte mult și de fiecare dintre noi cum vor arăta zilele, lunile sau poate chiar anii următori. Foarte frumos spus. Și ar fi să vedem acum că am punctat câteva dintre mecanismele nesănătoase pe care ar fi să ni le schimbăm, să ni le modificăm, să facem ceva în sensul acesta. Ce mecanisme de adaptare ar fi să ne cultivăm în viața noastră? Sau sănătoase, așa cum le-ai numit tu, mecanisme sănătoase? Cred că e foarte important să începem cu începutul, în sensul în care să identificăm factorii care sunt stresori, da? Ce ne provoacă agitația, ce provoacă anxietatea, ce provoacă frica. Și de multe ori răspunsul poate să fie destul de simplu, o să dau câteva exemple. Ca o introspecție. Da, exact. Poate faptul că ascultăm în fundal constant despre toate aceste nenorociri care se întâmplă în jurul nostru, da? Creierul nu are cum să nu le proceseze aceste informații, deci ele rămân întipărite acolo în inconștientul nostru. Poate că avem în jurul nostru persoane foarte anxioase, foarte îngrijorate, foarte temătoare, și asta ne influențează. Avem tendința de a învăța prin imitare, de a imita comportamente ale celor din jurul nostru și în special ale oamenilor pe care îi iubim și la care ținem. Și cred că un exemplu foarte grăitor în acest sens a fost acel moment în care oamenii au făcut cumpărături compulsive. Am făcut asta pentru că i-am văzut și pe ceilalți făcând asta. Și s-a creat efectiv această stare de agitație, de nerăbdare, de teamă, de frică generalizată. Dar un fenomen devine generalizat când noi toți începem să preluăm bucăți din el și să-l implementăm în viețile noastre. Deci, în primul rând, ar fi să vedem care sunt factorii stresori, ce ne agită, ce ne înspăimântă. Apoi, să vedem care sunt situațiile în care ne simțim așa. În ce momente ne este frică. Unde ne aflăm, cu cine suntem, ce facem când simțim această stare de frică. Poate că nu ar fi tocmai deplasat să vă spun să vă permiteți să trăiți emoția. Este important să nu respingem din start o emoție care poate nu este cea mai prietenoasă sau care poate ne este necunoscută. Dar în momentul în care noi o respingem, acolo undeva se creează o luptă. Și totuși ar fi să trăim împăcați cu toate părțile noastre, adică și cu partea aceea din noi care simte uneori frică și cu partea aceea din noi care își face uneori prea multe griji. Este o parte din noi, nu definește întreaga noastră personalitate. Este o parte a noastră. Și atunci aș recomanda să trăim frica, din nou, emoția. Nu comportamentele iraționale care uneori pot să decurgă din asta, dar ci pur și simplu să acceptăm că ok, în momentul acesta mi-e frică. Hai să văd ce pot să fac. Pot să respir, pot să mă uit la cer, pot să mângâi un animăluț pentru că asta mă relaxează. Da, să-mi găsesc câteva exerciții care mă readuc în prezent, mă reconectează la mine și mi-aduc aminte că eu nu sunt doar frica mea. Că eu am și emoția aceasta de frică, dar eu am și emoția aceea de
curiozitate față de nou, poate. Și mă gândesc că așa ușor, ușor, luând pas cu pas anxietatea, ne putem împrieteni cu ea. Bineînțeles, un alt lucru pe care îl putem face este să ne uităm puțin la nivelul nostru de stres și anxietate pe care le trăim zilnic și să ne reorientăm, poate, energia, așa cum spuneam și mai devreme, către alte tipuri de activități, astfel încât să nu mai rămânem în zona aceea de ruminare inconștientă a ceva ce, de fapt, nici măcar nu putem controla. Să vedem ce putem controla, ce putem face. Ce putem controla? Ce este, de fapt, în controlul nostru într-o pandemie? Am spus și o să repet, în controlul nostru suntem doar noi înșine și când spun noi înșine poate să pară ceva așa foarte complex, foarte filozofic și utopic. Și utopic. E mai utopic să credem că îi putem controla pe ceilalți, abia acolo e de lucru. Ne putem controla pe noi înșine, putem, și când spun asta mă refer la emoțiile noastre, ele sunt 100% în controlul nostru. Timpul alocat relaxării, somnului și alimentației sănătoase, asta este în controlul nostru, și respectarea procedurilor recomandate de autorități. Asta este în controlul nostru. Dincolo de asta... Suficient de multe. Da, suficient de multe. Cred că avem ce face cu informația aceasta. Cred că e important... cumva, poate discursul meu din seara aceasta a fost de întoarcere către sine, dar acolo avem răspunsuri, acolo avem control și dacă de acolo generăm echilibru și bunăstare, asta se va vedea și în exteriorul nostru. Însă, un prim pas este să le căutăm în interior, nu doar în exterior, nu doar să așteptăm ca din exteriorul nostru lucrurile să se liniștească, din exteriorul nostru să apară primele schimbări. E posibil să se întâmple sau este posibil să nu se întâmple așa cum ne-am dorit și nu doar cum avem nevoie. Foarte bună informația. Se pare că am ajuns la finalul emisiunii. Eu aș mai fi avut ceva întrebări, recunosc. Aș fi dorit să explorăm mai mult și partea aceasta cu... aș fi revenit la a trăi în prezent și aș mai fi adus ceva în plus, dar și lucrurile acestea vor rămâne pentru o altă ediție. Eu sper că am reușit astă seară să venim cu câteva informații, metode, exerciții, astfel încât să fim cât mai bine în pandemie și poate că ar fi să vedem sau să ne gândim cum să facem, da? să trăim în pandemie ca înainte de pandemie. Bineînțeles, respectând normele în vigoare cu toate recomandările impuse pentru menținerea sănătății fizice, cel puțin. Dora, eu îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Aș vrea să te întreb înainte de a încheia, cum trăiești tu binele acesta în pandemie? Cred că eu... Din ce ți-l iei? Da. Eu ca structură umană am o tendință de a mă orienta către partea mea rațională. Eu trebuie să mă împac poate mai mult cu cea emoțională și poate să-i creez mai mult spațiu uneori. Și modul meu de a aborda, în general, orice situație incertă este foarte metodic. Mă informez, îmi fac așa câteva idei orientative de cum aș putea să acționez. Mă împac cu deciziile pe care le iau cu privire la ceea ce am gândit și planificat și acționez în consecință cu asta. Pot să spun că această perioadă a adus și în viața mea multe elemente de noutate și eu ca și alți oameni poate la început am fost reticentă și mă întrebam cum o să mă descurc în situația asta și dacă mi se potrivește această noutate, însă m-am decis să profit la maximum și de pot perioade diferite, dificile și să-mi iau din asta cât pot de mult. Asta este abordarea. Cumva ca moto așa pe care l-am este o vorbă a
a lui Solomon, pe care el a spus-o copil fiind, și asta va trece. Și pare că nimic nu rămâne netrecut. Și noi vă dorim până săptămâna viitoare să fiți bine cu voi și cu ceilalți. Vă dorim o seară minunată! Seară frumoasă!